să vă spun două cuvinte. Vă rog. Că îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc instanței că ne-a scăpat de coșmarul ăsta și trebuie să avem noi o viață fericită și liniștită împreună. Că am pătinit destul atâtea ani de zile pentru o nedreptate. Mașina am o ultimă întrebare și vă mulțumesc. Ce se va întâmpla? Va rămâne o persoană publică sau va ieși din atenție? Nu, va ieși complet. Deci asta e dorința mea cea mai mare, să iasă complet din viața publică, să nu mai aibă de a face cu nimic